Bună dimineața! Hristos a înălțat! Bună dimineața, zi de luni, cu ochii mari deschiși, cu inimile deschise, porniți mental să cucerim fiecare dintre noi ce are de cucerit în săptămâna asta. Pentru că iunie eu am declarat-o o lună în care ne și jucăm, dar și construim în viețile noastre. Ți-am spus că am foarte multă treabă, mă gândesc că și tu mai ai multă treabă înainte de vacanță și avem nevoie de energia asta să o punem în mișcare, să facem ceva semnificativ. Suntem în 14 iunie, ora 8 și câte minute? 8 și 1 minut, 14 iunie 2021. Să-ți spun gândul meu din dimineața asta, sunt absolut, absolut recunoscătoare și uimită că au trecut 26 de zile. Astăzi este a 26-a de zi gluten-free, provocarea gluten-free. Mi se pare un lucru extraordinar. Este onorant pentru mine să fiu alături de voi, să fac provocări precum renunțarea la gluten sau renunțarea la zahăr, alimentele care știu că pot să pună cel mai mult în pericol sănătatea noastră, în tot ceea ce înseamnă ea pe la lung, da? E foarte, foarte fain să știu că suntem împreună și construim în viețile noastre. Despre asta este vorba în acest grup. Dietetica, puterea de a reuși împreună în acest context, în 6800 de oameni, și cu ocazia asta vreau să mulțumesc pentru încrederea lor, a celor care acum câteva sute de oameni au uitat în ultima perioadă de timp. Deci pe fiecare dintre voi care sunteți aici și care construim împreună vieți frumoase, ne inspirăm, credem în noi, pe fiecare vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc. Iar pe cei noi intrați în grup, aveți încredere. Uneori avem nevoie să ne zorim ca să trăim frumos. Bun venit în grup! 26 de zile gluten-free cu reacții, abia aștept să vă provoc după ce trecem de 30 de zile de tot felul de discuții legate de asta. Eu am luat fiecare postare, am pus-o deoparte și azi dimineață mă gândeam că tare mult aș vrea să scriu despre puterea voinței. Despre faptul că citind despre creier și văzând, în weekendul acesta am avut challenge-ul acesta, citind despre faptul că acest cortex prefrontal, neocortex, ultima parte din creierul nostru evoluată, care ne face superior și ne plasează în vârful piramidei trofice, ne face să alegem calea mai grea atunci când avem, de exemplu, de făcut o alegere. Ne face să alegem să nu mâncăm o prăjitură și asta este calea mai grea. Ne face să alegem să alergăm 5 km de dimineață, cu toate că asta e calea mai grea, pentru că să stai în pat este mai ușor și să nu faci nimic. Faptul că avem această capacitate și o putere a voinței care este super discutată acum la nivel de știință, am fost uimită să aflu că, de fapt, această putere a voinței, apropo de ceea ce facem noi împreună, apropo de challenge-ul pe care îl ținem împreună, puterea voinței, există o fiziologie a voinței, dacă vrei. Această fiziologie a voinței s-a constatat că ține de contextele din viața noastră. Nu ne naștem pur și simplu cu o putere a voinței, pur și simplu. Există o întreagă, este influențată această putere a voinței, dacă vrei, de autocontrol. Iar autocontrolul, gândește-te ce autocontrol avem noi atunci când ne trezim după o noapte în care n-am dormit bine. Avem îmbușit autocontrolul, puterea voinței este cu totul și cu totul cumva înghițită de emoțiile noastre, de stările emoționale, de impulsurile care sunt dominate de o altă zonă a creierului. Deci, pur și simplu, nu putem să spunem că unii oameni sunt lipsiți de voință și atât. Nu au pur și simplu un context al vieții. Nu dorm bine, nu se hrănesc bine, nu au exercițiu fizic, oxigenarea creierului. Da, toate acestea ce țin de sănătate țin și de exercitarea controlului, autocontrolului, de exercitarea voinței noastre. Așa că dacă vrei să ai un control mai bun al tot ce înseamnă acțiunile tale, emoțiile tale, dacă vrei să ai o voință ascuțită și să reușești în ceea ce îți propui, ai nevoie să ai grijă de tine. Ai nevoie de o viață în care să-ți gestionezi somn, activitate fizică, mâncare, pentru că acestea țin de această fiziologie de care îți spuneam, fiziologia voinței influențată de toate aceste lucruri și are sens, cred că. Are sens, îți dai seama, nu? Adică pur și simplu funcționăm într-un fel în care dacă reușim să aducem într-un echilibru, să coordonăm conștient acțiunile din viața noastră, să
să îndreptăm, evident, acolo unde putem îndrepta, sunt situații de viață în care nu vorbesc de extreme acum, da? Vorbesc de normalitate, suntem aici cu gândul de a mai merge 4 zile gluten free, de a scrie despre asta mai apoi, de a împărtăși, de a construi o carte împreună. E o carte nișată, n-o să fie pentru multă lume, însă poate fi un început pentru cineva, așa cum a fost și pentru noi și pentru mulți dintre noi aici, constatând că, de fapt, glutenul nu este cel mai bun prieten, s-ar putea să avem o sensibilitate și s-ar putea să ne fie mai bine fără el. Și s-ar putea, dacă mergem mai multe luni fără gluten, după ce îl scoatem 6 luni din viața noastră, mai apoi să ne permitem din când în când să-l avem, fără să ne influențeze într-un mod major. Despre asta e vorba. Probabil că mâine vom vorbi despre gluten în întâlnirea de marți seara Dietetica. Vom vorbi despre gluten, încă nu m-am hotărât, mai sunt foarte puține săptămâni din luna iunie și așa cum ți-am spus, în iulie plec în tabere, îmi aloc un alt timp, iulie-august vor fi întâlniri ad hoc, dar nu planificate, pentru că am nevoie să rup un pic ritmul și eu, așa cum te îndemn și pe tine să rup ritmul din când în când. Astfel, 26 de zile gluten free, mergem înainte. Astăzi ai un articol despre prânzuri sățioase. Inspiră-te din ceea ce eu, tot ce am citit și am învățat, am ajuns la această concluzie. Prânzul trebuie să aibă ceva crud și trebuie să aibă un fel de mâncare. Vezi cum te inspiri și cum construiești în viața ta mai departe. Rămânem aproape, rămânem unii lângă ceilalți. Mulțumesc pentru 365 de momente de reconectare cu tine. Acum am văzut postarea Stelei din nou. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Adriana, pentru postările tale de săptămâna trecută. Mulțumesc fiecăruia dintre voi care aveți așa bucuria de a dărui și de a fi prezenți în acest grup. Cred foarte mult că avem nevoie de cooperare, comuniune și asta înseamnă creșterea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce avem, o săptămână super focusată, să îndeplinim obiective, să fim treji și să trăim frumos pentru noi și pentru cei de lângă noi. Vă îmbrățișez, Hristos a înălțat!